Salut, prieteni, eu mă numesc Coancia Cătălin și astăzi vreau să vă arăt o lucrare de sezon, și anume o gunoire uh, pe timp de toamnă. Gunoire cu gunoi de grajd. Asta este semi-compostat ce am eu. Nu e putere total, dar este ok. Uh, cum uh, fac? De obicei eu sap în jurul pomilor și incorporez gunoiul. Însă, toamna aceasta, știm cu toții, a fost foarte uh, secetoasă. Pământul. Uh, foarte tare și nu am reușit să fac această operațiune. Cu siguranță o să fac în primăvară. Așadar o să administrez gunoiul și la pomii maturi și la cei mici. O să l împrăștii cât mai uniform. Nu dau foarte aproape de rădăcină, uitați. Și să fie cât mai uniform împrăștiat. Așteptăm să cadă și ceva precipitații și tot sucul acesta, toată zeama, de nutrienți, va fi absorbită în sol. Uitați cum l-am împrăștiat peste tot. Au mai rămas ceva petice de zăpadă din zilele anterioare și e o vreme destul de mohorâtă, picură, ceea ce este ok. Deci nu trebuie să ne dăm în atunci când e vorba să fertilizăm cu noi de graști. Este un îngrășământ excepțional și dă rezultate, vă garantez. Dacă aveți posibilitatea să cumpărați, să faceți rost, folosiți-l cu încredere. Ia uitați cum e, nu e mai pomenit. Ăsta repete semicompostat, am și cu noi putred-putred, dar merge și cu noi proaspăt uh, iarna în mustul zăpezii sau toamna pentru că peste iarnă precipitațiile îl vor descompune și va fi absorbit lent în sol acest îngrășământ. Vă mulțumesc și vă doresc succes!